Nu, nu mă așteptam și nu se aștepta nimeni. Totul părea că va rămâne acolo undeva în China sau în zona Asiei și că nu va trece granița. Totuși pe zi ce trece, cum mai aflam câte o știre, simțeam că parcă se apropie de Europa, după aia de granițele noastre, dar niciodată nimeni nu cred că și-a închipuit scenariul ăsta. Cu atât mai mult să dureze așa mult. Iar pe mine a prins, cumva am avut noroc că am reușit și noi să sărbătorim cei 25 de ani de istorie Vank, cu câteva luni înainte, pe 16 octombrie, la Sala Polivalentă, unde am lansat albumul despre care spuneai, Domnul Portocalos și Mașina Timpului, și cartea Deja Vu, care este o biografie, biografia visului nostru sau al meu, începând din clasa a treia până în zilele noastre. Și într-adevăr, noi în martie atunci eram în plină, nu știu, în plină poveste și în plin entuziasm de a ne promova albumul. Aveam, știam clar ce piese vrem să lansăm, ce fel de clipuri să facem. Pe 5 martie am avut, nu, pe 4 martie am avut un concert acustic într-un club din București și nu ne-am fi așteptat că acela va fi ultimul nostru concert în formula completă, căci practic nici până în ziua de astăzi noi toți patru nu ne-am mai întâlnit pe scenă. Și îți dai seama, ne-a prins pe toți ca pe toată lumea. Un an de zile am făcut jazz, adică am improvizat în așa fel încât să reușim cumva să trecem nu de tot ce se întâmplă, ci prin tot ce se întâmplă. În primul rând a trebuit să facem niște schimbări economice. Am renunțat la sala de repetiții pentru că era clar că nu putem să mai... trebuia să reducem cheltuielile. Și astea erau cheltuielile cele mai clare. Chirii, tot ce însemna chiar și echipament, sala de repetiție. Și între noi nu ne-am mai văzut o perioadă, fiecare s-a retras în locul lui. Eu am avut norocul și am norocul că stau în afara orașului și la undeva la vreo 30 de kilometri de București și am fost retras. Gabi și el la fel locuiește în afara orașului. Onel s-a dus la el la Râmnicu Sărat. Și Nicu a rămas și el acasă. Cam astea au fost măsurile, pentru că întotdeauna nu știam pe ce termen trebuie să luăm niște măsuri, pe cât de mult trebuie să gândim. Nu știa nimeni. Nu știa, și nici acum nu știm. Nici acum nu știe nimeni și nu-și poate face vreun plan nici ce face în weekendul ăsta. Dar minte să vedem noi o trupă dintre atâția artiști în care să încercăm să ne plângem că ne-au fost stricate ploile sau lucrurile. Nu, a trebuit să ne adaptăm așa cum a făcut toată lumea. Știi cum e când ai un... sunt artiști care, din păcate, au avut un concert pe an în anul trecut. Dacă ai deja două concerte, ai de două mai mult. Noi am avut în total, cred că vreo 10 sau, nu știu, undeva între 10 și 15 spectacole în toată această perioadă, ceea ce pare... ar fi părut o glumă acum ceva vreme, acum apare foarte mult, dar cumva am avut poate și luciditatea să rămânem raționali, să continuăm ceea ce am început întotdeauna, să fim prezenți, să nu abandonăm, să nu cedăm, să nu ne dăm bătuți, să încercăm să găsim noi căi de a ne descurca. Iar noi eram destul de antrenați, pentru că noi toată viața noastră am încercat cumva să ne creăm un drum propriu, o cale a noastră, o nișă a noastră. Practic, noi avem o nișă a noastră, un sound anume, un stil anume, și atunci nu ne-a fost foarte greu să ne adaptăm și să găsim un alt fel de drum pentru a duce povestea mai departe. Fie că a însemnat să creăm conceptul acesta acustic de Vank numai la doi, în care eu la pian și Gabi la chitară am mers în spectacol și am cântat piesele noastre în varianta acustică, ceea ce a adus un cu totul alt aer pieselor noastre, fie că am lansat clipuri live din concertul de la Polivalentă, fie că am lansat un single nou, cel cu Lydia, nu știu, fie că am cântat acasă, fie că eu am cântat acasă singur în fiecare zi, timp de o lună, am stat și am cântat celor din comunitatea mea online. În fiecare zi posta câte un cântec și le vorbeam despre ceva de a le aduce speranță. Într-o zi mi-am adunat toate păpușile Zarei și am avut un concert la 50 de personaje Disney. Am adus toate păpușile și prințesele și toți elefanții și ursuleții și am avut un concert pentru
pentru The Magic Crowd, așa cum era denumită și mulțimea de pe albumul lui Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, cu mulțimea aceea de staruri. Așa am cântat și la Magic Crowd. Nu știu, a trebuit să inventăm. Nu era timp și știam că dacă ne dăm timp să ne gândim foarte mult la cât de complicată este situația, am putea să o luăm razna și să nu știu, chiar să abandonăm lupta. Iar asta nu mi-aș fi permis niciodată și nici nu se va întâmpla. Evident că au fost momente foarte grele pentru toată lumea, dar atâta timp cât n-am avut sau am avut norocul să nu fie vorba despre probleme de sănătate, ci doar de percepție despre cum văd eu lucrurile sau cum îmi imaginez sau cum aș vrea să se întâmple, deci doar de lucrat eu cu mine, atunci lucrurile au fost mai simple, au fost doar momente foarte trecătoare. Și n-am avut niciodată, n-am ajuns în punctul sau n-am făcut pasul dincolo de râu să ajung pe malul acela în care să mă gândesc, ok, la soluții alternative, bun, și ce fac acum? Toate piețele și mai ales cea de entertainment, tot ce înseamnă, iau, spune cum vrei, showbiz, muzică, teatru, cum vrei, mi se pare că era puțin supra-saturată, foarte multe oferte și ca artiști, și ca gen de spectacol, și ca furnizori de scenotehnică, și ca locații, ca orice. Dar nu toți erau serioși, nu toți respectau domeniul ăsta, nu toți se respectau în meseria asta. Și atunci se vede sau s-a văzut cumva, sau o să se vadă și în viitor apropiat, cine este cu adevărat pasionat să trăiască din așa ceva și cu așa ceva, pentru așa ceva, pentru artă, pentru cultură, pentru domeniul ăsta al spectacolului, în care te pui în slujba actului artistic și în slujba publicului. Nu este o chestiune de orgoliu a ta ca artist sau a ta ca furnizor sau orice domeniu, orice job din acest domeniu. Și cred că aici este un mic avantaj, pentru că alții s-au reprofilat și poate o să facă lucruri mult mai bune decât făceau pe piața asta, unde nu toți erau serioși, nu toate lucrurile erau cum trebuie, nu totul avea calitate, nu totul era valoros. Și de aici extrapolând, pe toate domeniile, pe ce vrei tu, chiar și medical, nu toți au chemarea de a fi acolo în primul rând și să lupte cu demența asta. Și unii poate au abandonat. Și cred că asta este ceva ce ne-a pus față în față cu noi înșine, să ne dăm seama, mă, suntem pe drumul în care trebuie sau trebuie să facem niște schimbări radicale. Plecând de la pasiunea pentru care luptăm sau cu care lucrăm, chiar și până la persoana de lângă noi. Pentru că toată perioada aia de lockdown în care trebuie să stai în casă închis cu persoana de lângă tine, noi avem o vorbă despre ceea ce încercăm noi să facem în lumea asta. Că VANG nu înseamnă doar muzică, ci noi încercăm să punem sau să le propunem oamenilor care ne ascultă muzica și un fel de a vedea lumea sau de a înțelege lumea. Și noi prin tot ceea ce comunicăm încercăm să dăm un anumit mod de a privi și oamenii, de a ajuta oamenii, de a fi mereu la îndemână altor oameni, dacă putem să-i ajutăm cu ceva, de a le spune o vorbă bună. Și atunci am simțit nevoia să duc asta cu atât mai mult mai departe în momentele în care eram convins că cei de acasă trec printr-o perioadă poate mai grea decât avem noi. Și prin rolul ăsta de artist ai foarte multe privilegii, dar ai și obligații. Și trebuie să, cum spuneam, să rămâi în slujba celor care te ascultă și la greu, nu doar la bine, nu doar când îți plătești bilet și îți cumpără bilet, ci și atunci când au nevoie de tine, fără să le ceri nimic în schimb, ci doar să oferi. Și atunci, așa am simțit nevoia să acționăm atunci. Pe lângă asta, am făcut niște întâlniri pe Zoom și pe Skype cu fanii, noi toți patru, fiecare de acasă de la el, și cu fanii cam o dată pe lună ne întâlneam și vorbeam, mă, na, la voi cum e, tu unde ești? Era unul în Italia, unul prin Spania, altul într-un oraș, altul în București și pur și simplu stăm de vorbă ca niște oameni normali, bă, la voi cum trece, cum se întâmplă, ce fac părinții, sunteți sănătoși, ați avut probleme. Cel mai ce pleznea în fruntea tuturor era nevoia de a vorbi, nevoia de a povesti, de a împărtăși, de a fi ascultați. Ceea ce cred că se întâmplă acum cu absolut toată lumea. Dar nu toți sunt dispuși să asculte pe ceilalți. Și nu toți sunt dispuși să pună întrebări. Eu nu mă pun acum în postura celui care ce lucru mare am făcut noi. Că și noi la rândul nostru eram curioși să întrebăm, să vedem cum se descurcă alții și noi să vorbim despre noi. Despre noi înșine cu cineva.
și cu cine să vorbești mai apropiat, pe lângă prieteni și familie, decât cu niște oameni care te apreciază, te respectă, îți ascultă muzica, te înțeleg și așa, și așa mai departe. Deci noi am încercat să ne ținem publicul apropiat, cel fidel, hardcore-ul acela, atent și nu atent doar că hei, tot timpul să le comunicăm ce face trupa Vanc. Nu, că suntem acolo pentru ei și fără să fie nevoie să ne întâlnim la un concert. Pentru că mi se pare mult mai puternică relația asta umană, chiar între un artist și public, decât doar cea artistică în care hei, ne suim pe scenă și uite ce important suntem noi. Nu, în momente ca acestea, nimeni nu e mai important decât celălalt. Și atunci am ținut să fim mai întâi oameni apropiați, prieteni, chiar dacă aveam nevoie de ceva să putem să ajutăm. Chiar cel mai simplu lucru pe care poți face este să pui o vorbă bună sau să pui o întrebare. Dar să și asculți răspunsul la acea întrebare, că omul de lângă tine de acolo poate chiar vrea să-și descarce sufletul. Da, era ceva fără precedent în țară la noi, sau da, la noi în țară era fără precedent și noi eram pe scena de la Galați, sala sportului din Galați, unde câteva ore mai târziu trebuia să începem spectacolul Mamma Mia și făceam probe de sunet și de costume. Și amplasamentul pe scenă, în momentul în care mi s-a spus că gata, nu mai e voie pentru, nu se mai țin spectacole și nimeni nu putea să-mi spună pentru cât timp. Și atunci a fost un moment de panică pentru că, ok, bun, și noi din ce o să câștigăm de acum încolo? Adică, pentru că pentru un artist în România, cel mai sigure venituri sunt totuși cele din spectacole. După care, adiacent, că este un contract de imagine, că sunt drepturi de autor, astea sunt cumva bonus. Dar jobul nostru este să mergem la spectacol și să cântăm. Și nu știam când vom mai avea voie să facem chestia asta. Și deja nu era doar o problemă de pasiune, că auleu, ce să fac eu, era o problemă economică pe care ne-am pus-o foarte serios. Bun, și dacă nu se mai poate ține spectacole, ce fac? Sau ce faci? Nu m-aș fi oprit oricum, pentru că în primul rând era utopic. Nu există lume fără hrană, fără artă și fără sănătate. Poți să faci orice pe lumea asta, dar fără acestea trei nu aș renunța și n-aș la nimic din ceea ce înseamnă creație sau imaginație. Fie că mă duceam și cântam în stradă și tot cântam, pentru că am mai spus-o, noi cei care urcăm pe scenă în toată perioada asta am fost destul de răsfățați față de restul din industrie, cei care nu sunt pe scenă, pentru că eu de bine de rău îmi iau chitara, mă duc în gară, mă duc la un centru vechi, mă duc oriunde, îmi scot case-ul de chitară, încep să cânt și lumea mă plătește sau nu. Dar cei care lucrează pentru artiști, cei de la regie, cei care lucrează la management, booking, ticketing, tehnici și așa mai departe, ei nu pot să-și mai facă meseria. Prima reacție sănătoasă la cap a fost să nu mai deschid televizorul, să nu mai mă uit la televizor absolut deloc, la nicio știre și nici pe net să nu mai fiu atent la ce știri vin din jurul meu. În paralel, toată perioada asta pentru mine a coincis cu faptul că nu eram eu acasă foarte bine în raport cu familia și ceea ce după în câteva luni mai târziu a dus și către divorț. Și atunci a fost o perioadă în care eu a trebuit să fac foarte multe schimbări și nu doar eu, tot ceea ce înseamnă familia mea și să ne adaptăm unei noi lumi, să luăm cumva totul de la zero. A fost cumva un sfârșit al unei lumi și începutul unei alte lumi. Și totuși pandemia nu s-a terminat, deși a fost sfârșitul lumii. Cum am gestionat noi și cum gestionăm în continuare toată situația asta, este o poveste destul de intimă și pe care nu o să o împărtășesc cu lumea, pentru că rămâne doar între noi și o facem neașteptat de bine. Și suntem foarte mulțumiți de cum decurg lucrurile între noi și cum evoluăm împreună, chiar dacă nu mai suntem împreună în acest moment. Uite, am fost în weekendul acesta cu Zara, am fost la munte doar noi doi să ne plimbăm și au fost locuri în care nu puteam să intrăm, pentru că ori erau închise, ori... Na. Și chiar ea îmi spunea, o să se deschide după ce trece corona. Știe că există această nu știu, pacoste pe lumea asta care se numește corona. Și chiar am spus, uite tati, vrei să ne plimbăm cu avionul? Uite, putem să ne plimbăm prin țară cu avionul. Luăm avionul de aici până la într-un oraș și ne plimbăm. Și
El mi-a spus, nu, așteptăm să treacă corona și după aia mergem. Este foarte înțelegătoare, înțelege și intuiește extrem de bine, mult mai bine decât în chipul eu sau decât aș crede. Și copiii oricum înțeleg mult mai bine decât cred noi că o fac. Și au o intuiție senzațională. Trebuie doar să-i ascultăm și să fim atenți la ei. O să avem multe de învățat, mai ales în perioada asta, decât credem noi că îi putem învăța. Și de asta sunt foarte mândru de, foarte mândru de ea și foarte mândru de noi, de părinții ei și a lui Cezar, dar el este destul de mic, care o să facă 2 ani în iulie, despre cum ne descurcăm în toată această perioadă, care este foarte complicată, mai ales pentru copii, că bai du-i la grădiniță, ba nu mai merg la grădiniță, ba își văd prietenii, ba nu-i văd, ba se duc în parc, ba nu o văd în parc. În primul rând, ce mă ține cel mai tare este bucuria copiilor. Și pentru că îmi doresc ca peste un timp, când vor crește și vor înțelege ce s-a întâmplat, cu adevărat, în tot, și cu noi apropiați, dar și cu noi în tot contextul istoriei în care ne aflăm acum, să înțeleagă că am fost, că am luptat, că n-am abandonat nici un centimetru și nici o secundă, că n-am lăsat pe nimeni să strice ceea ce am construit sau ceea ce construim, că nici măcar o pandemie nu poate să distrugă o relație între părinți și copiilor, chiar nici măcar între părinți, și că nici toată pandemia asta nu o să distrugă niciodată pasiunea pe care eu am pentru viață, pentru muzică și pentru și respectul pe care l-am față de ceilalți. Pentru că, dincolo de tot ceea ce se întâmplă, noi trebuie să fim parte activă din procesul ăsta în care ne aflăm. Adică noi nu suntem doar niște martori la o pandemie care, că nu e un meteorit care trece pe lângă noi și nu avem ce să-i facem. Nu! Pandemia asta este întreținută sau oprită de către oameni, de către noi, de nimeni altcineva. Toată puterea este în noi. Este în mine, în tine și în alți oameni de lângă noi. De noi depinde dacă o oprim sau trece perioada asta și nu știm când se va termina. Și eu vreau ca mai târziu copiii mei să privească în urmă sau eu să le pot povesti cu demnitate, cu mândrie și cu liniște, în păcat. Acum, uite, eu am încercat să vă las, eu din punctul meu de vedere și din partea mea, am încercat să vă las o lume așa cum îmi doresc eu să o aveți, așa cum mi-a plăcut mie să cresc în ea, așa să o aveți și voi. Poate chiar mai bună, dacă se poate. Și asta mă ține cel mai mult activ, treaz. Și probabil curiozitatea. Curiozitatea de a vedea ce se întâmplă, de a fi martor la istoria lumii, de a fi martor la una dintre cele mai interesante perioade din istoria lumii. Sunt contemporan și sunt fericit că sunt contemporan cu niște schimbări începând de 30-40 de ani încoace și tot continuă și vor continua cu siguranță într-un ritm mult mai alert, din ce în ce mai alert. Eu sunt foarte fericit că sunt contemporan cu ceea ce se întâmplă în lumea asta, chiar și cu această pandemie pe care sunt martor la evoluția oamenilor, la evoluția omenirii, dar și la involuție. Așa, privind puțin într-o lumină ciudată, în sfârșit am și o scuză să nu mă mai duc la petreceri, să nu mă mai duc la toate evenimentele unde ar fi trebuit să ajung, să nu trebuiască să mai ies segle prin nu știu ce cluburi și acum, în sfârșit, nu mai ține de mine și este, pot să spun, băi, na, aș veni, dar nu, uite, că nu se poate ține, nu se poate întâmpla. Știi cum e? Fiecare glumă are o sămânță de adevăr. Eu nu eram nici înainte vreun mare petrecăriț așa să ies mai pierd nopțile, nu se mai întâmplă de mult lucrul ăsta. Cu prietenii m-am întâlnit, dar cu prieteni foarte apropiați și am convenit tacit să avem grijă unii de alții și să stăm la distanță, să, dacă chiar e necesar să ne întâlnim, să ne întâlnim. Ce îmi pare rău că am pierdut este că nu mai pot călători la fel de mult, pentru că îmi place foarte mult să vizitez. Îmi pare foarte rău că nu pot să mai duc la spectacole. Acum, dacă aș mâine ar fi un spectacol de muzică populară, m-aș duce în sală să văd un spectacol de muzică populară. Atât de disperat sunt să ies să văd un eveniment artistic. Îmi pare rău că nu putem să ne mai plimbăm și să ne îmbrățișăm cu prietenii la fel de tare și la fel de des și la fel de... nu dezinteresați. Să nu ne punem problema oare bine dacă fac chestia asta. Și asta cred că va lăsa niște sechele. Asta cred că va lăsa niște urmări, niște mici fobii pe care le vom avea în comportamentul nostru față de ceilalți. Undeva
undeva trebuie să las urme din păcate. Păi tot asta am descoperit că dacă până acum n-am cedat nici psihic, nici emoțional și nici fizic în fața unui virus, înseamnă că pot să renasc oricând și am căpătat și mai multă încredere în mine, am căpătat mai multă lămurire. Am înțeles mai mult. Am înțeles mai mult față de ceea ce este cu adevărat important. Și pentru mine, cu timpul meu, cum vreau să-mi petrec timpul, ce amintiri vreau să am, ce vreau de la oameni. Sau ce mai important, ce nu mai vreau de la oameni. Și ce nu mai vreau de la niște relații cu alți oameni, fie că sunt de prietenie, fie că sunt de dragoste și așa mai departe. Am descoperit această lămurire care vine cu o liniște fantastică. Pentru că mi-am dat seama că eram prins în niște capcane proprii pe care nu știu de ce mi le clădisem și sunt convins că fiecare dintre noi avem aceste momente și aceste piedici, aceste scuturi pe care, niște labirinturi pe care ni le creem singuri, habar n-am de ce. Și ne trezim la un moment dat, bă, dar de ce am pierdut atâta vreme, știi, trăind așa? Sunt convins că foarte mulți oameni au avut aceleași revelații, doar că fiecare prin prisma altor experiențe. Și sunt bucuros să fiu în punctul ăsta în care să fi ascultat mai mult ceea ce se întâmplă în mine, vocile din mine, fără a părea nebun, tot ceea ce înseamnă personalitatea mea cu adevărat cine sunt eu. Și mai mult decât atât, să ascult universul, să stau cu picioarele goale în iarbă în fiecare zi, pur și simplu să mă uit la o apă, la niște copaci, să văd cum crește iarba, să miros stelele noaptea și să înțeleg de fapt ce este cu adevărat important în lumea asta și de ce avem nevoie și de ce are lumea nevoie de la noi, de la oameni. Lumea însemnând tot, pământ, univers, galaxie și așa mai departe. Știi care e partea? Hai să începem cu partea nasoală. Încă n-a scos ce mai rău din noi. Sau încă n-a scos ce mai rău din oamenii lui. Cred că potențialul celor care sunt cu adevărat neîmpăcați cu ei înșiși, răi, care nu sunt mulțumiți de viețile lor, care nu sunt mulțumiți de alegerile lor, au potențial să fie mult mai răi. Și probabil o vor face și își vor arăta această față și mai intens, cu cât se adâncește mai mult situația asta. Pe de altă parte, cei care sunt oamenii buni, și acum nu știu cum putem să definim oameni buni și oameni răi, dar probabil oamenii buni sunt cei care se gândesc la ceilalți. Adică hai să notăm noi așa. Cei care nu sunt interesați doar de propria lor persoană, în ei s-a descoperit într-adevăr latura și mai frumoasă, și mai bună. Au arătat că pot fi și mai buni și că cu cât e situația mai rea, ei sunt și mai buni și mai generoși și mai empatici cu ceilalți. Iar acest echilibru probabil va fi tot timpul egal. Doar că, din nefericire, ciuda cea mai mare este că răul strigă mai tare. Și așa asta este, că avem atracția asta către macabru, către morbid, către urât. Să fim mai curios, să apăsăm pe un link în care vedem o știre proastă decât pe un link în care există o știre bună. Fă exercițiul ăsta și să vezi de câte ori apeși pe o știre care aparent este bună, s-a întâmplat ceva bun sau ceva firesc, care acum deja firescul, dacă se întâmplă ceva bun, este senzațional, știi? Dar dacă este ceva rău, imediat îți vine să apeși. Poate nu mai apeși, pentru că te gândești, bă, nu mai cad în aceeași capcană. Dar instinctul e ăla. Cred în upgrade. Cred în că toată povestea asta vine și cu o schimbare necesară. Și cred că nu e bine să ne întoarcem la tot normalul cu care eram neobișnuiți. Pentru că tot normalul cu care eram obișnuiți ne-a dus în situația asta. Deci ceva nu făceam bine. Noi toți. Normalul ăla a dus la o situație anormală. Și cred că acest normal trebuie să-l învățăm să-l definim altfel, să ne obișnim cu altfel de normalitate care nu e neapărat rea. Dar, iarăși, construcția noastră ne îndeamnă să fim, să nu ne placă să facem schimbări. Și atunci de asta, cred că foarte multă lume se teme că va trebui să schimbe complet mod de viață și nimic nu va mai fi la fel ca înainte. Evident că sunt și pierderi față de cum trăiam înainte, dar s-ar putea ca modul în care o să fim nu obligați, va trebui să ne adaptăm unei noi situații de a trăi în lumea asta, să vină cu niște lucruri mai bune, care să ne învețe niște, nu știu, să avem niște învățăminte despre care încă să nu știm,
că sunt importante pentru noi. Și cred că ar trebui să înțelegem că nu poți opri evoluția lumii și nu poți opri evoluția științei care poate să salveze lumea. Deja sunt mulți cercetători care încep să vorbească despre Dumnezeu, cum și sunt preoți care sunt interesați de oameni de știință și să se demonstreze că există o energie în universul ăsta pe care o putem numi cum vreți, Dumnezeu sau Univers sau habar n-a, și oamenii de știință să accepte faptul că niște lucruri nu pot fi explicate, că există o energie în lumea asta care nu poate fi explicată, dar poate fi demonstrată. Ceea ce mi se pare o evoluție fantastică și asta s-ar putea să aducă în viitor, nu știu dacă să-l prindem noi, o pace mult mai definită între lumi, nu doar între oameni. Nimic dus la extrem nu face bine. În toate trebuie să existe un echilibru. Nici doar știință, nici doar radicalismul ăsta extremist creștin. E loc pentru toate. Trebuie să luăm din fiecare. Nu poți să mănânci toată viața doar carne sau toată viața doar salate. Trebuie să mănânci și de aia să gust și de asta. Corpul și lumea și mintea noastră și sufletul nostru are nevoie din fiecare câte puțin, să-și ia din toate. Nu poate să refuze sau să se alimenteze doar cu o singură sursă. Că nu e așa construit. Este împotriva naturii. Eu nu știu dacă sunt experimentat. Sunt doar... am trăit intens, nu doar anul ăsta, ci toată viața și nu mi-e teamă să mă accept emoțiile, să mi le recunosc și să le spun și altora și să spun tot ceea ce gândesc. Pentru că poate pe cineva de acolo poate ajută să știe în singurătății noastre acolo în care spun nu că nu mai crede nimeni, că nu gândește nimeni ca mine, că eu sunt nebun și doar eu gândesc așa. E, uite, vine un alt nebun și spune o chestie în care tu te regăsești și spui, deci nu sunt singurul pe lumea asta care gândește așa. Și dacă ne putem ajuta măcar în felul ăsta, vezi, asta este o distanțarea socială, creează câteodată și niște apropiere emoțională.